Salutare, guys, și bine ați venit la un nou episod. Astăzi o să jucăm din nou efectiv pur cu balcul. Adică biliard pe românește. N-am mai intrat de foarte mult timp, am avut niște chestii. Me le-am scris acolo, n-am putut să fac, nu-mi trebuie, deși sună tentant. Ok, am văzut că un prieten tot m-a invitat. Îmi pare rău că n-am apucat și dacă un exemplu mi-a apărut notificarea pe telefon, era destul de bună. Așa că hai să dăm drumul, stai să văd dacă băiatul văd ok activity. Root challenge. Hai să vedem, e băiatul pe aici sau mă aștept vreo 2 minute și vedem. Bă, în legătură cu deschiderea serverului Happy Community de Minecraft, ca să precizez, am luat decizia pentru că e mai bine. Am serverul meu. De ce îmi scrie updating? Nu știu. Da, e serverul meu, e eu care ce-am făcut pe el, ce s-a făcut pe el de fapt. Nu mă duc pe toate serverele, mă rog, o să fiu un pic cam așa la început, știu, sunt conștient, asta e. Dar, sperăm să meargă totul bine și să nu avem nicio treabă. Eu am luat decizia să le redeschidem pentru că a fost la un moment dat destul de ok cu celălalt. Mă rog, a fost cum a fost, asta e. Deci, vă aștept și pe serverul de Discord, o să trebuiască să fac un logo la el. Mai ok. Mamă. Deci, fii atent cum mi l-a pus. Mă rog, hai să dăm asta. Bă, nu cred. Ar spune lumea Speedy. Mă rog, las-o acolo. Prea mă grăbesc. Mă, ideea cu serverul de 5M, o să mai jucăm până în joc. După ce am pus la faza aia de ieri cu chestiile de că s-a împărțit IP-ul și mai departe de la jucători. Uite, de fapt, băieții mi-au zis, nu, e IP-ul meu pe care l-au împărțit, adică l-au dat și la alții. Mie mi se pare foarte urât, nu contează câți ani ai, dar mie mi se pare foarte urât ca să mă duc eu sau să chem un streamer pe un server să te promoveze și după aia să efectiv să împarți IP-ul cu ce faci, ok, el ține float și asta e. Ținând cont că astăzi dimineața deja am luat float-ul. Le-am scris la băieți că încă sunt pe grupul lor, pe care nu l-au avut și mai departe. N-am apucat să dau aici deloc. Da, deci mare grijă când intrați pe server, mai este o chestie. Cum era? Kappa Admin Check Player. Dacă un exemplu vedeți treaba asta, aveți acces. Eu am aflat după 3000 de ore treaba asta. Am depinde și de fondator și de scripter, cum le scriptează, uite că. Dar, mai decât am înțeles de la cineva, se poate ca și chiar ca și un mic helper să ai acces la așa ceva. Kappa, check player și mă rog, îi scrie ID-ul, check player și așa mai departe. Și pe ai văzut IP-ul din local. Nu știu pentru ce e treaba asta băgată, implementată. Nu-i văd rostul. Mă rog. Ca să știți de la mine pe viitor. Din păcate nu am o poză cu așa ceva. Dacă aș fi avut, v-aș fi dat, dar cei care aveți servere de 5M, mă gândesc că știți despre treaba asta sau dacă nu, încercați ca să aflați. Că, da, un bucat de info vă ajută destul de mult și, na. Să știți, băieții mei, de la de ce vă treziți cu float, de ce vă treziți cu așa mai departe, cu multe. Păi, dar tot îmi bagă o bilă de iarbă galba. Mamă, a rămas numai cu neagra. Bine, nu.
Barbara, hai, dai cum poți. O să filmez și pe telefon. O să fac episoade. Dacă mi-ar apărea un exemplu pe telefon, invite-urile, aș juca și cu voi. Chiar îmi pare rău că nu am jucat și că n-am mai fost activ cu live-urile. O să film desigur după ce deschidem serverul. Rest in peace, Technoblade, dacă așa. Și eu altceva n-am ce să vă mai zic decât aveți grijă de viața voastră, că așa cum e. Eu am câștigat, am făcut un episod de 5 minute, mai continuu, mai dăm un pic, după aia mergem la celălalt joc și tot așa, Lisbon. Să de blocat, perfect, Lisbon, Lisbon, Lisbon. Asta ar fi pe 1000. Hai mă să vedem. Bine, mă gândesc că așa cu mâina. De fred. Ceva mă fred. Mamă, dar ce față am pe avea de m-am trezit. Îți dai seama că... Na, apropo cu serverul de 5M, m-a căutat cineva, a zis, bine, cam așa a fost, că de pe serverul Red, pe care l-am promovat, am primit o invitație de la cineva că s-a mutat pe un server nou. Cred că până efectiv să apucăm noi mai multe să vorbim, mi-am băgat bilelul ăsta, se va deschide și serverul, o să începem să filmăm acolo viața de admin, o să facem un rol, pe după cum ați văzut, dar eu am început să râd când efectiv am văzut ce roleplay făceam. Deci, mă rog, videoclipurile de pe TikTok și de pe canalul de YouTube au fost numai o mică poveste, știi? Bă, dar râdeam. Deci eu râdeam efectiv, dar gândiți-vă că și... Bă, deci nu, cum zic, n-am mai făcut tenta asta de roleplay, știi, pe set, pe așa mai departe. Deși am avut încă o dată o tentativă, dar nu, n-am făcut-o. Și acum... Asta e faza, mă. Eu caut un server în care efectiv să pot să filmez, să-mi fac nebunelile, să vă ofer un content cât de bun. Dacă nu se va găsi la un moment dat, asta e, ne creăm un server și de 5M, până la urmă. Da, am zis o să ne creăm și un server de 5M dacă într-un final nu va fi nimic. Îmi trebuie scripter și atâta tot. O să facem și treaba asta, o să facem și un server de CS, de CSGO, mamă. Da. Da, stai că am pus asta. Mai bine că nu... Eu îmi vorbesc cu poți sau mă joc cu poți. Mamă, am început un pic să mă recesc și... Mă rog, să mă doare câtul, adică, na. Asta, treaba asta nu e bine. Mamă, mai... Da, bine că mi l-ai pus proșa aici. Nu, nu te duc în gaură. Nu am cum a sunat asta. Deci, după cum am zis, băieți, o să facem și treaba aia. În caz că nu o să ne mai găsim un nou server. Asta e. N-am ce să comentez altceva. Nu mai stau eu să caut. Vedem cum va fi gestionată toată treaba. Stai să mă uit mai bine că nu prea îl văd. Pun rigla, mă. Vorba lui cineva, m-am gândit la treaba asta. Na, bun. Hai, dai. Selectează și scoate 1000. Bă, nu, nu vrea. Mă, nu știu cum a pus mie asta. Ei, dar nici nu vreau să mă... Na, lasă, hai să vedem cum... Am băgat alba. Ai. Măcar nu m-am băgat pe a mea. Bă, dar nu vrea de... Aha, de a acertat o pasta de jos. Bun. Nu pot să mai dau emoji, nu pot să dau nimic. Perfect. Nu plâng oricum.
Bă, băieți, aici o să opresc episodul. Nu uitați de butonul de like și subscribe și ne întâlnim data viitoare. Pa, pa!